Aș vrea să citesc în dimineața aceasta din 2 Petru, capitolul 3. Și fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne atingă pe toți inimile. Amin. Ca să ne întărim sufletește și să fim zidiți în credință. Hai să urmărim acest cuvânt. Deci, 2 Petru, capitolul 3. Preubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii noștri. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori prinde batjocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice: unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adins se fac că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei, și că lumea de atunci a perit tot prin ele înecată de apă. Iar cerurile și pământurile de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt, pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Dar, preubiților, să nu uitați că un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului va veni însă ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnete, trupurile cerești se vor topi de marea căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Deci, de aceea, preaiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui, fără prihană, fără vină și în pace. Și versetul 17, voi deci, preaiubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiri și să vă pierdeți tăria, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A Lui să fie slava acum și în veci și în ziua veșniciei. Amin. Vă rog să ocupați locul. Cred că toți suntem recunoscători și credem că ceea ce s-a întâmplat în săptămâna care a trecut a fost sub călăuzirea lui Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat a fost mila și îndurarea lui Dumnezeu. Cu câteva săptămâni în urmă, am citit din Eclesiastul, capitolul 10, versetul 2. Vă aduceți aminte de asta? Ce scrie acolo și am vorbit despre versetul acesta? Inima, scrie acolo, inima înțeleptului, mulțumesc, inima înțeleptului este la dreapta lui.
iar inima nebunului la stânga. Și întrebam atunci, în ce parte ne este inima? Da? Vă ziceam că am discutat cu colegii mei când eram la companie, la office, și am pus să citească versetul ăsta. Acesta și unul dintre ei s-a uitat la noi, era mai mulți în birou și zice, înseamnă că toți suntem nebuni, că toți avem inima în partea stângă. Dar vedeți, Biblia vorbește și, să zic așa, într-un mod tainic. Și ziceam că atunci, vedeți, cuvântul acesta, eu nu l-am înțeles până am venit în America, că în România nu era aia de stânga și aia de dreapta. Nu? Nu era. Dar când un om îți răspunde corect la o întrebare și îi dai apoi un răspuns, un feedback, și zici, you are right. Ia? Așa spui, că e corect, e bine, ai răspuns corect. Ia? Și îmi spunea odată, discutam cu doi dintre managerii de la companie și le-am spus tot versetul acesta, a zice, ar trebui să facem un commercial din ăsta foarte mare, așa mare de tot și să-l punem în downtown. Cu versetul ăsta. Deci, da, știți ce? Aș vrea să vă spun că ar trebui să fim foarte recunoscători și mulțumitori lui Dumnezeu că și de data aceasta și-a dovedit îndurarea, mila și dragostea, știți, față de cine? Față de omenire, dar special față de noi. Sigur, datoria noastră este de acum înainte să continuăm să ne rugăm și să îi cerem lui Dumnezeu să ne sprijinească și să deschidă ochii lumii. Ce am citit aici în textul acesta și, de fapt, aș vrea să fac o mențiune, ceea ce fratele Daniel din Psalmul 36, foarte frumos mesaj a avut de acolo, zice că nelegiuirea, așa parcă spunea frate Daniel, dar Psalmul, nelegiuirea celui rău zice, știți cui zice? Inimii mele. Deci zice inimii mele, nu este frică de Dumnezeu. Mă gândeam când vorbea fratele și frumos a vorbit și mă puneam așa o întrebare. De ce păcătuiesc oamenii? Sau să nu zic oamenii, poate că ne încadrăm și noi la categoria aceasta. De ce păcătuiesc? Eu cred că pentru că nu este frică de Dumnezeu. De aceea. Nu mai este frică de Dumnezeu. Și un alt lucru care zic, oamenii păcătuiesc și pentru că, și aceasta spun biblic, în păcat este plăcere. Știți că scrie în Biblie lucrul acesta? Uitați-vă la Evrei, la Evrei, la capitolul 11. Versetul 24. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure. De ce? Ia, să știți că și un criminal când omoară pe cineva, îi place, că a vrut să-l termine. Ia, și-a îndeplinit o plăcere. Ce minunat este cuvântul lui Dumnezeu. Și fratele a cântat o cântare extraordinară. Și am citit aici, căci ziua Domnului însă va veni ca un hoț. Și noi zicem, vino Doamne Iisuse. Vino Doamne Iisuse. Poate că unii știți și am obiceiul acesta când am mai amintit aici, ne întreabă cineva, ce faci, how are you? Și eu răspund, sunt almost ok, better than yesterday. De? Și un pic îi șochez cu răspunsul ăsta, dar după aia întreb, să zic că în fiecare zi folosesc asta. Ori la ce magazin mă duc când mă întreabă, how are you? It's almost ok, better than yesterday. De? Și, oh, zice, s-a întâmplat ceva? Nu, nu, ia. Yeah. Zic, what about you, how are you?
Am întâlnit, m-am dus cu nepoții la parc pe unul și zic, how are you? Great! Oh, zic, I didn't know that here is heaven. I didn't know that here is heaven. Yeah? Oh, yes, it's here. Oh, it's heaven. You like? I say, I don't like this heaven with sickness, with cancer, with taxes, with you like this heaven? Oh, see, I didn't think about that. Yeah, see. Yeah, but that's the realitate, știți? Și eu zic că știți de ce e mai bine ca ieri? Întreb eu după aia. You know why I'm better than yesterday? Because every day that passes, I am getting closer to heaven, where we'll be 100% okay. Asta e realitatea, fraților, nu? Așa este. Acum, să zic și partea cealaltă, eram încă în România, chiar când căzuse comunismul și un creștin la televiziunea română se discuta despre asta, știi, despre viață și a zis așa, un creștin a spus, zice, vedeți, știm că paradisul e frumos, da? Și vrem să ajungem acolo, da? Știm? Da, a zis el așa, dar de ce tot mai târziu vreau să mergem acolo? De? Pentru că suntem făcuți din pământul acesta. Da? Acum, haideți să privim puțin la cuvântul Domnului. Zice că vine ziua Domnului. Și cuvântul spune aici că în vremurile din urmă, eu cred că ziua de astăzi este ziua care e cea mai de pe urmă. Mâine poate că va fi și mâine, dar nu pentru toți. Vă garantez eu că nu pentru toți este și ziua de mâine. Ia. Dar, zice, preobiților, pentru că zilele acestea de pe urmă sunt, vor fi, descrie starea omenirii, da? Descrie cum este, vor fi batjocoritori. Sunt batjocoritori în ziua de astăzi? Batjocoresc? Sunt. Așa scrie Biblia și sigur se împlinește. Ce vor veni batjocoritori, prinde batjocuri care vor trăi după poftele lor. Cuvântul Domnului spune aici în versetul 1, zice, caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Și cuvântul acesta de înștiințare înseamnă că a primi informații, a primi ceva de la cineva. Și zic eu, de la cine primim informații? Pe cine ascultăm? Ce cunoaștem? Foarte frumos fratele Daniel când a citit din Ioan, îl cunoști tu pe Domnul. Cum ajungem la cunoaștere? Sau ceea ce cunoști acum, de unde e sursa cunoștințelor? De unde este? Din auzite? Da, că spunea frate. Am auzit de unul de altul. Sau dintr-o experiență personală cu Dumnezeu. Spunea cineva și sunt de acord cu asta. Cine vorbește din experiență nu poate fi contrazis. Dacă eu am avut o experiență și spui cuva ce ăla spune nu se poate, îmi spui tu mie care eu am trecut prin focul ăsta? Deci, de unde ne obținem sursele și pe cine ascultăm? Care este experiența noastră cu Dumnezeu? Eu cred că suntem aici. Eu așa cred. Fiecare sunt aici pentru că a fost un moment în viața noastră în care ne-am întâlnit cu Dumnezeu. Poate că o să altă dată o să vă mărturisez, dacă n-am spus asta, experiența pe care am avut-o eu personal aici în America. Spun, a fost Îngerul Domnului sau Domnul în casă la mine. Adriana, nu, Roxana, Adriana avea 8 ani și jumătate, cam așa. Era singură în casă.
Și când am venit eu, cum am dus-o pe Roxana la școală, zice, tata, nu știu cum să spun, dar în dimineața asta a fost un om la noi în casă și mi-a spus să spun ție ceva. Vă gândiți la așa ceva? M-am gândit eu, ce vis o fi avut Adriana. Dar să știți că a fost cu adevărat tot ce a spus omul acela fetiței mele de 8 ani, s-a întâmplat exact. Exact. Mi-au spus și luna și cum se va întâmpla. Exact s-a întâmplat. Dar hai să ne întoarcem la cuvântul Domnului. Vă spun, de aceea sunt și îl slujesc pe Dumnezeu. Căci am văzut bunătatea și îndurarea Lui față de mine și familia mea. Să știți că Dumnezeu lucrează într-un chip minunat și deosebit. Și Dumnezeul nostru în care ne încredem, să știți că vorbește. Vorbește. Când într-un fel, când într-altul, dar vorbește. Vorbește și prin cuvântul Lui. Și în dimineața aceasta, n-am să văd că trece timpul așa de repede și nu vreau să vă plictisesc eu, dar zice, Domnul, unii spun, nu mai este Dumnezeu, sau mai târziu. Zice, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi, și au zice, pentru noi. Și dorește ca nici unul să nu perim, ci toți să vină la... La ce să vină? La pocăință. Am analizat acest, să zic așa, cuvânt, pocăință. Și mă gândeam că despre aceasta să vorbesc în dimineața aceasta. Despre pocăință. Poate că nu se accentuează așa de mult cuvântul acesta despre pocăință în, chiar în biserici. Ce înseamnă cuvântul acesta pocăință? În ebraie, cuvântul de șuv înseamnă a se întoarce și a merge într-o altă direcție, adică a se întoarce la Dumnezeu pe care l-au părăsit pentru evrei. Cuvântul grecesc pocăință, știți acum, care e cuvântul grecesc pocăință? E metanoia, nu? Ce înseamnă asta? Să schimb mintea, da? Și cuvântul românesc e pocăință. Ce ne spune cuvântul acesta? Nouă românilor. Ce ne spune? Nu știu dacă este cineva aici care, adică îl știu pe fratele Flaviu, spunea că a venit la pocăință, dar un pic mai târziu, da? Deci, dacă ar fi să spun, frate Flaviu, care au fost schimbările în viața ta și a familiei când v-ați pocăit? Nu? Că au fost. Au fost schimbări. Și altă întrebare, ce a determinat această schimbare? De? Spunea un frate, mai un prieten de-al meu, dar un binefăcut așa, era la școala generală în România și era pocăit. Și zice, colegii, că așa am citit aici, că vor fi batjocoritori, îi zicea pocăitul. Zice, știi ce mă nervam? Și săream la bătaie și le mai trăgeam câte un pumn că îmi ziceau că-s pocăit. Și târziu, zice, mi-am dat seama că de-aia, zicea, mă deranja că îmi ziceau pocăit pentru că nu eram pocăit. Ei îmi ziceau că-s pocăit, dar eu nu eram pocăit, că dacă eram pocăit, nu săream la bătaie. Deci, odată un tânăr care a fost în armată, în România, vine din armată și zice, băi, n-a știut nimeni că îs pocăit. N-a știut nimeni? Știi ceva, zic? Înseamnă că nici n-ai fost. Că n-ai fost.
că dacă ești pocăit, lumea vede. Lumea vede. Și nu, poate nu vi s-a întâmplat la doar, dar m-au auzit și lucrul ăsta. Când unul făcea o, un pocăit făcea o năzdrăvănenie, să zic așa, altul care nu era pocăit zice, băi, tu ești pocăit, tu nu trebuie să faci așa. Nu? S-a întâmplat asta, zice, ia, tu ești pocăit, lumea știe. Deci, ce înseamnă, haideți să privim la câteva aspecte și dacă, ia, perspectiva biblică a cuvântului acesta pocăiță, de pocăință, care, cum am spus, înseamnă schimbarea minții și întoarcerea la un Dumnezeu pentru evrei și poate și pentru unii dintre noi, întoarcerea la un Dumnezeu care l-a părăsit, dar ne-a așteptat să ne întoarcem, care milă și îndurare față de noi. Știți ce spune la Roman, capitolul 12, versetele 1 și 2? Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Ce să facem? Să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea noastră o slujbă duhovnicească. Știți ce înseamnă cuvântul acesta să-ți aduci trupul ca o jertfă vie? Știi ce? Mă gândesc eu și spun eu. Atunci când Satan ne atacă la nivelul poftelor trupești, să nu dăm curs ofertei lui Satan. Să nu dăm curs. Deci, s-a întâmplat aceasta, cred că un an în urmă, discutând cu niște tineri, zice, pocăiți, din familie de pocăiți, fumau. Zic, mă, dar, păi, că nu scrie în Biblie că fumatul e păcat. Zic, da, dacă în Biblie nu scrie că fumatul e păcat, de ce ai ales să fumezi? De ce n-ai ales să nu fumezi? Că nu scrie în Biblie. Nu? De ce ai ales? Oh, de ce? E plăcerea trupului, plăcerile, știi. De aceea, dar oamenii găsesc tot felul de, să zic așa, uși care le deschid. Și zice, mai departe, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu și aceasta va fi din partea noastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acesta, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine care este voia lui Dumnezeu. Cea bună, plăcută și desăvârșită. Acum, cuvântul acesta, să vă prefaceți, adică, să zic că este în românește, are ca în două înțeleșuri, un om prefăcut, adică un fățarnic. Dar aici, în sensul acesta, este a preschimba, să fii preschimbat înainte. Și când vorbim despre pocăință, aceasta înseamnă, de fapt, a primi informațiile înainte, a schimba viața și apoi a trece mai departe, a crește în credință. Scrie cuvântul lui Dumnezeu, cum vine credința? Credința vine în urma auzirii, dar acolo spune specific, auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Auzirii aceste credința aceasta adevărată. Și cum ne putem, să zicem, cum poate fi mintea noastră influențată? Știți cum? Studiind cuvântul lui Dumnezeu, cunoscând cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Și așa am citit aici, căci Dumnezeu este Cel ce dorește ca nici unul să nu piară și tot să vină la pocăință. La pocăință. Să știți că nu numai Noul Testament vorbește de pocăință. Dacă citim la Genesa, capitolul 4, versetul 26, zice, lui Set s-a născut și lui un fiu și a pus numele Enos.
Și spune mai departe, atunci au început oamenii să caute numele Domnului. Ce înseamnă aceasta? Că au început să se întoarcă înapoi la Dumnezeu. De atunci, în Iov, știți că Iov a trăit înainte de Avram. Știm lucrul acesta. Zice Iov, capitolul 42, după ce Dumnezeu vorbește cu Iov și îi pune câteva întrebări lui Iov. Știți, zice Iov, după ce parcă se trezește, după ce, vedeți, ce înseamnă să studiezi cuvântul lui Dumnezeu. Înseamnă să stai de vorbă cu Dumnezeu și să-L asculți ce spune Dumnezeu. Asta înseamnă. Și Iov zice acolo, după ce are întâlnit aceea cu Dumnezeu, zice, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea, ce cuvânt, mi-e scârbă de mine. Ce analiză și-a făcut omul acesta. Mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc, dar nu o pocăință de suprafață, ci mă pocăiesc în țărână și în cenușe. Vedeți ce înseamnă întâlnirea cu Dumnezeu? Vedeți? În multe locuri alte, în Vechiul Testament se vorbește despre pocăință. Isaia, capitolul 1, versetul 16, titlul pasajului acela, îndemn la pocăință. Ieremia 3, cu 6, titlul pasajului, îndemn la pocăință. Ioel 2, cu 1, îndemn la pocăință. Zaharia 1, cu 1, îndemn la pocăință. Asta partea Vechiului Testament. În Noul Testament, Ioan Botezătorul, Matei 3, 1, 2. În vremea aceea a ieșit Ioan Botezătorul și propovădea în pustia Iudeei și zicea, pocăiți-vă căci, cum a cântat fratele, vine ziua aceea. Ia? Pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape. Și Ioan spune în versetul 11 din Matei, îi boteza pocăinței spre iertarea păcatelor. Da? Deci, dar care a fost prima predică a Domnului Iisus? Matei 4 cu 17. După ce a fost botezat Domnul Iisus, ispitit de Satana și conform cuvântului rostit de prorocul Isaia cu câteva sute de ani înainte, zice, s-a dus în țara lui Zabulon și Neftali și Galileea neamurilor. Și versetul 17 din Matei 4 spune, de atunci încolo Iisus a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Marcu spune același lucru, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Matei 9, la chemarea lui Matei, când era vameș, l-a chemat Domnul Iisus, Matei l-a acceptat pe Domnul Iisus și cred că a dat și o masă acolo, că spune cuvântul că s-au dus la au masă acolo și cei ce erau acolo la masă aceea, erau și niște farisei din ăștia care zicea, cum zice, pentru ce învățătorul vostru mănâncă cu vameșii și păcătoștii? Și Domnul Iisus spune că știa ce a spus acolo, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățat ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă. Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Eu și dumneavoastră, cred că suntem aici pentru că am răspuns chemării Domnului Iisus. Amin? Ia, am răspuns chemării Domnului Iisus. Care, știți, în Luca 13, știți că acolo s-au întâmplat două situații cu
galileenii aceia pe care i-a ucis Pilat sau cei peste care a căzut turnul Siloamului, 18, au murit. Și Domnul Iisus spune, credeți că unii cred așa, știți, câteodată, s-a întâmplat asta pentru că au făcut ceva, fost păcătoși și Dumnezeu le-a pus capăt. Dar zice, eu vă spun, Domnul Iisus, că nu, vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel, adică toți vom muri. Cum este importantă pocăința în viața noastră? Cred că este foarte importantă. Care a fost, de fapt, mesajul încredințat ucenicilor și apostolilor? Care a fost? Marcu 15 și 16. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovădiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va fi osândit? Faptele apostolilor, 2, 37 și 38, după pogorârea Duhului Sfânt. A fost mesajul lui Petru acolo și zice cuvântul că oamenii au rămas străpunși la inimă. Și mă gândesc ce mesaj a avut apostolul Petru. Dar oamenii aceia care le-au povestit aveau cunoștință despre Dumnezeu. Majoritatea cred că au fost evrei și zice, cei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Care a fost răspunsul? Pocăiți-vă. Pocăiți-vă. Faptele apostolilor 17:30-31, când se vorbește despre Pavel la Atena. Zice, Pavel acolo spune, Dumnezeu poruncește acum ia tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. De ce? Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea. Deci va judeca lumea. Am citit aici în versetul 10 din 2 Petru 3 ce ziua Domnului va veni ca un hoț. Deci va veni ziua aceea în care Dumnezeu va judeca toată lumea. Cum îi va judeca? Știți cum? După criteriile stabilite de Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Așa zice, că prin omul acesta. Deci, frați și surori, este o chemare la pocăință pentru noi să ne ducem la îndeplinirea aceasta și pentru omenirea întreagă. Pentru că Dumnezeu a rânduit o zi în care totul se va sfârși. Și fiecare dintre noi ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată. Și știți cum va fi judecat aceea? Cu tot, cu privire la tot ce am făcut. Fie bine? Eu aș vrea să mă duc la cea judecată a Domnului Iisus Hristos în care spune că să nu mai spună tot trecutul păcătos. Vedeți? Psalmul 25 spune căci bună, Doamne, nu-ți aduci aminte de fără de legile din tinerețea mea, dar spune înainte că bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu sunt veșnice. Și în legământul nou, dacă suntem în Domnul Iisus Hristos, în legământul nou spune că El nu-și mai aduce aminte de fără de legile și păcatele noastre. Ce bun Dumnezeu avem și Mântuitor avem în Domnul Iisus Hristos. Frați și surori, vreau să mă apropiu de încheiere, spun, cum poate zice, cum să ne pocăim? Sau de ce să ne pocăim? Știți de ce? De toate faptele rele să ne pocăim. Sunt câțiva pași care mi-am notat aici. Recunoaște păcatele, fii sincer cu tine însuți și înaintea lui Dumnezeu.
Da? Spun astăzi, scuzați-mă, Dumnezeu este bun și nu contează ce faci, sau este ideologia aceea care eu nu o cred, odată mântuit ești mântuit pentru totdeauna. Sau spunea cineva, gata, după aia poți să trăiești cum vrei. Eu nu cred că e chiar așa. Nu. Noi totdeauna, oriunde vom fi, trebuie să reflectăm că în noi trăiește și este Duhul lui Dumnezeu și noi reprezentăm pe Hristos și felul în care noi îl reprezentăm, oamenii să ne vadă și să întreabă, mă, ce-i cu tine? Tu ești diferit de mine. Acum nu mă laud eu pe mine, că cred că am mai zis lucrul acesta odată când lucram la institut în Cluj, în România, la 2 săptămâni după ce am fost angajat, a venit unul la mine și a zis, what's wrong with you? What do you mean? Tu nu bei, tu nu fumezi, tu nu înjuri, tu nu ești așa. Ești pocăit? Zic, da, sunt pocăit. Dar să știți că le-a stârnit un interes deosebit pentru Dumnezeu și, sigur, au venit cu multe întrebări. Deci, trăirea noastră, dacă n-a fost după cuvântul lui Dumnezeu, să ne mai pocăim. Să ne mai pocăim. Să ne recunoaștem păcatele. Să avem regret. Să ne mărturisim păcatele, dar nu numai atât. Să ne lăsăm de ele. Să ne lăsăm de ele. Am avut ocazia să stau o dată de vorbă cu vreo 10 care au fost într-un centru de reabilitare, adicție. Și am discutat cu ei și la toți le părea rău de starea în care erau, adicție, cu droguri. Și le-am zis, știți cum văd eu situația asta? Și mi-au dat dreptate. Satan vine și spune, e păcat, e păcat, dar numai astăzi îl faci și mâine nu. Numai astăzi, mâine nu. De el vine și spune, ia, ai păcătuit, e păcătos. Vine, astăzi mai folosești droguri și mâine nu. E ca și advertisementul ăla la un gas station, mi-a fost că, nu știu aici, zice că mâine benzina e pe gratis. Tomorrow the gas is free. Era pus acolo la, știi? Înțelegeți cum e? Te duci mâine, e același anunț. Tomorrow is free. Yeah? Așa vine Satana și oferă, știți? Deci, cum să ne pocăim? Să ne lăsăm de toate faptele rele pe care cel rău le aduce în mintea noastră. Mărturisește lui Dumnezeu păcatul, dar nu numai că ne și lăsăm de ele. Și ne pocăim de faptele moarte. Schimbați-vă căile. Nu repetăm greșelile care le-am făcut. Eclesiastul 8,1 zice, cine este cel înțelept și cel pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței lui se schimbă. Dar înțelepciunea aceea care vine de la Dumnezeu. Zice, când un om se pocăiește, și cred că aveți și dumneavoastră experiențe personale, om pocăit și asprimea feței s-a schimbat. Felul în care arată. Se schimbă. 2 Corinteni 4:2, ca unii care am lepădat meșteșugurile rușimoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșuguri și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc. Când ținem cuvântul lui Dumnezeu. Și ăla care îi ciudă pe tine când îi spui de Dumnezeu, până la urmă și ăla, va veni vremea în care Dumnezeu îl va atinge. Așa spune cuvântul. În pilda cu sămânța din Marcu 4. Pământul rodește singur. O pui sămânța acolo. Lasă că pământul își face lucrarea lui. Iacov,
1 cu 2, 21. Lepădați orice necurăție, orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele voastre. 1 Petru 2:1. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefecătorie, de pismă, de clevetire. Mă gândesc eu, mai sunt din acestea între noi? Dar aici fiecare ne analizăm pe noi. Să vedem dacă le mai avem. Ia? Sau Efeseni 4:31. Fim atenți aici la orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate, să piară. Cum sunt unii care zic, măi, zice, eu sunt așa mai iute de fire, știi? Și că, ia... Unul dată un frate zicea, eu, zice, vedeți, eu sunt mai de la munte și așa, știi, și mai, nu, zic, trebuie să fii de la Dumnezeu, nu de la munte, să dai dovadă că ești fiul lui Dumnezeu, nu de la munte. Ia, Efeseni 4:20, mâniați-vă? Deci, să avem grijă de felul în care ne, sau Proverbe 14:29. Cine este încet la mânie are multă pricepere. Dar cine se aprinde, iute, face multe prostii. Cum îl numim? Ce nume îi dăm la unul care face prostii? Cum îi zice? Deci, și un exemplu biblic și un adevărat exemplu de pocăință este cel al fiului risipitor, care s-a întors acasă, s-a pocăit și s-a întors acasă. Frați și surori, și fratele Daniel menționa de bunătatea lui Dumnezeu, spun și eu și scrie cuvântul, Dumnezeul nostru este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate și credincioșie. Romani zice, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Dacă suntem aici datorită bunătăților și îndurărilor lui Dumnezeu și credincioșiei lui Dumnezeu care este așa de mare, să știți că încă ne mai îndeamnă la pocăință. Doamne, dă-ne putere să trăim după cuvântul Tău și să-L punem în practică a vieții noastre. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin.